Mai multe persoane au fost prinse de polițiști după ce ar fi invocat calitatea de artist-interpret și ar fi depus înscrisuri falsificate în vederea obținerii unor indemnizații alocate din bugetul de stat în contextul pandemiei de COVID-19. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 45.000 de lei. Încă din anul 2020, mai multe persoane au beneficiat de indemnizații de COVID-19 după ce s-ar fi dat drept artiști. Aceștia ar fi încercat să convingă cu acte false reprezentanții autorităților competente cu privire la existența unor relații contractuale de prestări servicii, anterioare declanșării pandemiei de COVID-19. În cursul zilei de 8 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au efectuat 7 percheziții domiciliare la persoane fizice și juridice din județele Dolj, Mehedinți și Telorman, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și uz de fals. Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2020 și până la data respectivă, cele 5 persoane din Craiova care ar fi invocat calitatea de artist-interpret ar fi depus la autoritatea competentă înscrisuri falsificate în vederea obținerii unor indemnizații alocate din bugetul de stat în contextul pandemiei de COVID-19. Persoanele ar fi încercat să inducă în eroare reprezentanții autorității competente cu privire la existența unor relații contractuale de prestări servicii anterior declanșării pandemiei de COVID-19. Prejudiciul astfel cauzat este de aproximativ 45.000 de lei. La activități au participat și polițiștii inspectoratelor de poliție județene Mehedinți și Teleorman, luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Dolj, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi județean Dolj. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente ce pot fi constituite mijloace de probă în cursul procesului penal. Dacă la finalizarea cercetărilor se stabilește că acele indemnizații au fost obținute cu încălcarea legii, persoanele în cauză vor restitui statului prejudiciul cauzat.